Nu există reguli de comunicare între soacre și nurori, dar totuși există o legătură comună. Ambele femei, în relația lor, merg pe o linie foarte fină. Este ușor să jignești și să fii jignită, chiar dacă fiecare încearcă să nu încalce limitele. Această prăjitură nu se coace în acest mod. Carnea nu trebuie coaptă astfel. Vasele ar fi mai bine să le speli singură, nu în mașina de spăla vase. Iar pentru ca cămășile soțului tău să fie călcate perfect, trebuie să le pulverizezi cu un spray special pentru cămăși și așa mai departe. Da, unele sfaturi de la o femeie adultă și mai experimentată sunt binevenite, dar dacă sunt atât de multe încât se pare că nu poți face un pas fără să dai peste o nouă recomandare, ce trebuie și ce nu trebuie, este timpul să acționezi. Poți să explici politicos mamei grijulia soțului tău că ai deja multe trucuri de viață în pușculița ta de cunoștințe, dar unele nu. Te-am acceptat ca fiind a noastră. Când astfel de cuvinte apar în viața de zi cu zi și sunt prezentate ca un bonus pentru care trebuie să plătești cu un comportament bun, atunci întrebarea este ce relație se plătește prin presiune. Chiar și moștenitorii din dinastiei britanice își permit disputele cu rudele lor, deși regulile acolo sunt cele mai stricte. În vremea noastră nu este atât de necesar să ne integrăm complet în familie. Este suficientă înțelegerea reciprocă cu partenerul, nu și cu familia acestuia. Ce slabă erai în aceste fotografii! Ce păr minunat aveai înainte! De ce l-ai tuns? Obișnuiai să porți pantofi cu toc, dar acum ești mereu un pantof sport. Indiciul este clar. Nu e suficient de bună acum pentru fiul ei. Încă poți înțelege dacă soacra spune asta cu un sentiment de grijă maternă, dorind să te vadă atrăgătoare după standardele ei de frumusețe de la vechea școală și o face cu dragoste, nu cu aroganță. Totuși, dacă te simți incomod sau indignată, atunci ceva este în neregulă și soacra ta acționează nepoliticos, făcând comentarii despre aspectul unei persoane adulte. Tu nu îi oferi sfaturi despre sănătate sau îmbrăcăminte, atunci de ce ea ar trebui să te critique deschis? Când voi deveni bunică? O potențială bunică poate fi înțeleasă. Puțini ar nega că nepoții înseamnă fericire. Dacă ții cont de acest lucru, atunci ai putea să nu te superi, dar trebuie să-ți amintești că ai propriile limite și nevoi. Acesta este exclusiv teritoriul tău. Este altceva dacă s-a stabilit o relație caldă între tine și soacra ta, în cadrul căreia este normal să fie sfaturile și recomandările ei. În celelalte situații, astfel de întrebări nu ar trebui puse și ai tot dreptul să le ignori. Mi-am crescut bine fiul. Asemenea afirmații își permit acele soacre care simt că au existat lacune în educația fiului lor. Dar dacă îți avertizezi nora din timp, atunci responsabilitatea ta va cădea asupra ei. L-am crescut bine, cu tine a început să aibă probleme. De obicei, binele nu are nevoie de publicitate suplimentară. Dacă bărbatul a fost ales, atunci calitățile și manierele sale au fost deja evaluate. Deci, cu siguranță nu merită să-i spui astfel de cuvinte nurorii tale. Relatează sfaturi de viață.ro